Leonardo! Va preto, Leonardo! Clar că ești făcut, ești făcut pentru asta, să fii pe scenă. La cum cânti, eu așa te văd pe scenă. Să știi. Mulțumesc mult! E clar că avem de-a face cu un tânăr foarte, foarte talentat, care merită să meargă pe drumul ăsta și încurajat cât se poate, de părinți, de noi. Florin, am văzut că te-ai ridicat. Sărutări de mâini mamei tale, să nu-și mai caute servici, că s-ar putea să aibă treabă cu tine. Să te ducă de colo-colo, să te îmbrace, să te ajute, să te impresarieze, să-ți gătească și așa mai departe. Deci, tati, dă-i bătaie. Bravo! Mulțumesc mult! Mihaela! Te rog să pupi familia toată din partea mea, inclusiv pe tata Zugrav, care poate fi foarte mândru de un copil foarte talentat. Îți doresc să ajungi cât mai departe. Mulțumesc din suflet! Mă fascinează un gând. Dacă Pavel și cu Smiley, prin absurd, dar aveau un copil, ai jumate din Smiley, așa, și jumate din Bartoș. Așa ar arăta copilul lor. Jur. Deci cum te-ai putut gândi la asta? Mă, are, uite, e Bartoș la stat și Smiley l-a cântat. Deci, serios? Ce-mi place mie foarte mult la povestea lui Leonardo este că ne dă nouă puțin de gândit. Nu neapărat nouă, dar României în general, pentru că românii vin aici la România, au talent pentru a se afirma și se întorc în țările care i-au adoptat pentru a confirma. Frumos ar fi să mai întoarcă pe acasă, da, da. Dar să le dăm motive să facă lucrul ăsta. Bucuria e și mai mare, da. Să-ți spun că ne vedem în etapa următoare cu 4 de da. Mulțumim din toată inima că ai venit să ne încânți. Mulțumim! Grazie mille! Îmi place, sunt cu bun simț așa, poate. Vai, ce mi-a plăcut! Are corpul lui Bartoș și... Îți crede, mai dreptate maxim. Da. Și pantalonii lui Smiley. Și pigmentul și așa a lui Smiley, știi? Serios, stau și mă uit la el ce are din Smiley, ce are din Bartoș. Ce are? Talentul. Talent. Îmi place. Îmi place ce se întâmplă sezonul ăsta. Văd cât mai mulți români care vin. Parcă mi-era ciudă așa când îi vedeam pe românii noștri mergând la Got Talent în alte țări și nu veneau aici. El se duce înapoi în Italia și ce, uite, mama. Mă știe o țară întreagă. M-au auzit.